pur și simplu, nu i-a apăsat nimeni de ea, niciunui asistent, medic, ce aici, nimeni nu i-a... Probabil că dacă le băgam un milion sau ce le băgam bani în buzunar, probabil că imediat o lua și vedea care-i treaba cu ea. Dar așa a stat, cum a zis, că a făcut preinfart, a stat cu preinfart o oră și jumătate pe scaun și după aceea a băgat-o la... să ia analizele. Mie nu mi se pare corect chestia asta. Am vorbit cu ea, am ținut-o de mână. Nu pot să zic că era inconștientă, nu știu mai ce, a vorbit cu mine, Mariane, nu știu mai ce, sună pe Mirela, vine la fiind sora mea, sună pe Mirela să vină și aici. Și o oră mai târziu, după ce ați vorbit cu ea, vi s-a spus? Ga, decedat. Sunt în situația în care nici măcar nu am bani ca să mă mormântesc pe mama. Nu am bani nici măcar să scot din spital. Da, păi să mai dau un judecat. O să am de gând să fac o plângere la colegii medici, o să vedem dacă se poate... Oricum, de rezolvat nu se rezolve nimica, dar măcar așa să rămână în atenția celor care o să mai pățească. Presupun că nu o să fiu primul și singurul de acum încolo. Îi considerați vinovați pe medici de aici, de spitalul județean? Nu știu dacă aș putea să spun pe medici. Consider vinovat pe cine nu a considerat că asta e o urgență și pe cine nu a dus-o mai repede să o vadă un medic. Pentru că doamnele de la urgență, când vii și spui că nu mai poate, zice, ei, sunt alții mai grav și nu se poate. Așa se așteaptă aici, 2-3 ore, după care se vede, moare omul. Credeți că a murit cu zile femeia asta? Părerea mea e că, da, dacă ar fi văzut-o cineva mai devreme, poate că ar fi mai fost ceva de făcut. În situația în care a stat o oră jumate, două pe hol, deja la un preinfart sau după care s-a întâmplat un infart, mi se pare prea mult. Fiind vorba de un infart miocardic, după câteva zile de evoluție, nu se mai punea problema de tentativă de revascularizație, de reperfuzare și revascularizație, a trebuit să adoptăm tratamentul conservator, care a fost făcut la UPU, de la venire, cu ce trebuia. Din păcate, cazul a fost grav și evoluția a fost nefavorabilă. Familia acuză că este o reacție târzie a medicilor. Reacție târzie în ce sens? Deci bolnava a fost văzută la 2:30 de specialist, internată, la 3 și un pic a fost transferată în ATI, văzută de medic. Deci reacție târzie, nu, la ora 2:30 avea tratamentul primit, tratamentul clasic în situațiile astea, cu tratament anticoagulant, tratament antiagregant, tratament cu statină, era cu oxigenoterapie. Scuze. Este la TV-sa? Jur. Dar nu mai vorbi la...